Consiliului Superior al Magistraturii. Până acum acest lucru nu s-a întâmplat. O să spuneți că au fost presiuni politice, că au fost o felul de imixtiuni. Înțeleg, dar asta nu este justificare și argument ca să rămânem în continuare cu dezastrul pe care îl avem în justiție. De dumneavoastră depinde, de sistemul judecătoresc depinde, cât de repede vom readuce încrederea cetățenilor în statul Republica Moldova. Dumneavoastră știți că s-au dat tot felul de decizii legale, unele ne-au făcut faimoși cu ghilimele de rigoare în toată lumea, de exemplu decizia de anulare a rezultatelor alegerilor în Chișinău. Ce a urmat după asta? Cum a reacționat sectorul dumneavoastră? Cum a reacționat CSM-ul la această decizie? Au fost și alte decizii care au bulversat toată lumea și la Chișinău și la Bruxelles și în alte capitale europene. Acum, eu am venit aici cu un îndemn. Să schimbăm lucrurile și să începeți să vă faceți obligațiile să le îndepliniți așa cum scrie legea. Eu vreau să vă rog, să vă solicit, să transmiteți un mesaj ferm judecătorilor, să acționeze independent și să nu cedeze presiunilor. Da, știu că s-ar putea să mai fie tot felul de presiuni. Chiar dacă regimul precedent își slăbește influențele în sistem, dar în continuare unele decizii recente demonstrează că s-ar putea să mai aibă influențe. În afară de asta, cei care scapă de influențe, se știe că nu trec la propria lor, la propriul lor business, atunci când se dă o decizie în funcție de banii în care se plătesc. Deci deciziile trebuie să fie corecte, independente de orice influență economică sau juridică. Trebuie să se asigure transparența proceselor de judecată, transparența deciziilor. Ne știm cu toții că s-au intervenit cu tot felul de proceduri birocratice, s-a încercat prin tot felul de politici de protecție a datelor caracter personal și așa mai departe, să se limiteze accesul la informațiile din sistem, la decizii și la proceduri. Acest lucru trebuie să înceteze imediat. Toate deciziile pe care le luați dumneavoastră aici trebuie să fie corecte și asupra lor să nu planeze nicio suspiciune. Toți cei care au comis, au luat decizii ilegale și acest lucru se știe, trebuie să fie sancționați, trebuie să fie eliminați din sistem. Deci dumneavoastră trebuie să începeți adevărata curățare a sistemului judecătoresc. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă oamenii care au luat decizii ilegale să plece și oamenii care sunt onești, corecți, judecătorii onești și corecți, să fie promovați în funcție. Pentru că altfel nu o să putem să lucrăm în continuare. Și să se renunțe la aplicarea dublelor standarde. Sunt decizii pe care trebuie să le luați imediat și am zis, sunt decizii ilegale, abuzive, despre care cunoaște toată lumea. Cred că aici trebuie să veniți imediat cu niște decizii, după care trebuie să începem să lucrăm, cum am zis, pe construirea unui sistem judecătoresc corect, pe promovarea oamenilor care și-au demonstrat în timp atitudinea corectă, onestă, respectul pentru lege. Eu sunt aici ca să transmit acest mesaj inclusiv pentru judecătorii corecți și să le spun că în persoana mea au cel mai mare sprijin pentru activitatea lor independentă. Ăsta este mesajul. Atunci când cineva se simte că sunt presiuni din afară care se exercită să ne contacteze și noi o să facem tot ce ne stă în puteri ca să eliminăm aceste presiuni, inclusiv pentru că ne propune să construim instituții de combatere a corupției și vă asigur că și acolo lucrurile se vor mișca foarte repede. Dar rolul principal îi revine Consiliului Superior al Magistraturii. Cu tot respectul, dacă aici lucrurile nu se vor schimba în următoarele săptămâni, atunci noi o să căutăm o soluție prin Parlament și prin Guvern. Noi nu putem să tolerăm în continuare atitudinea neserioasă, nerespectuoasă față de lege și față de cetățeni, atunci când toată țara strigă justiție, iar Consiliul Superior al Magistraturii se face cu părere. Mulțumesc pentru atenție și sper că dumneavoastră, cei din Consiliul Superior al Magistraturii, vor fi împreună cu noi, vor face schimbarea și nu vor alege să stea într-o parte. Mulțumesc! Doamna ministru, succes! Da, mulțumim, doamna ministru! Mulțumim, doamna ministru!
Deci, doamna ministru, așteptați ca să preluate în aceste lucruri. Au fost decizii abuzive, inclusiv una dintre ele am menționat-o atunci când au fost anulate alegerile în Chișinău. Ce am văzut noi în raport cu personajul care a dat aceste decizii, și mă refer și la prima instanță și la a doua instanță, acești oameni au fost promovați în funcții sau, în cel mai rău caz, și-au păstrat aceste funcții. Aceste și alte decizii ilegale trebuie să fie analizate și judecătorii trebuie să fie eliminați din sistem, sancționați așa cum scrie legea. Nu l-am văzut astăzi pe domnul Micu la ședință. Cum credeți? Este o coincidență? S-o fi speriat. Nu știu care este motivul, dar mesajul este pentru toți membrii actualului CSM. Dacă nu știu să-și facă treaba, atunci să-și aleagă o problemă. Vizita dumneavoastră de astăzi ar putea fi considerată ca o imixtiune în actul justiției și în independența judecătorilor. Eu am spus foarte clar că noi suntem pentru independența judecătorilor onești și o să apărăm oamenii care își fac lucruri bine, cei care apără hoții în continuare, care promovează judecători care comit abuzuri, vor trebui să răspundă. Noi nu mai putem să tolerăm dezastru din justiție. Oamenii așteaptă să se facă treptate și la asta lucrăm. Propuneți să nu-i dimite așa să legem. Cum va fi coordonat în cadrul coaliției acestei? Propunem Consiliul Superior al Magistraturii să-și facă treaba. Am venit cu un mesaj foarte clar. În următoarele săptămâni o să vedem dacă ei își îndeplinesc obligațiunile de serviciu. Ceea ce le-am spus eu astăzi, ce am încercat să le spun prin acest mesaj, este că schimbarea se va face oricum. Ei trebuie să decidă dacă vor să fie parte acestei schimbări sau dacă vor să rămână dincolo. Nu credeți că asta totuși ar putea fi tratat ca anumită presiune asupra justiției? Cred că noi avem probleme majore în justiție și nu trebuie să ne mai ascundem după motive inventate. Cred că trebuie să facem ordine în justiție. Vă mulțumesc. De ce acest eveniment a fost anunțat tocmai peste, adică înainte cu 15 minute, ca să nu reușească presa să ajungă toată? Am așteptat această ședință a Consiliului Superior al Magistraturii de mai mult timp. Și nu înțeleg de ce nu au fost ședințe până acum, pentru că ședința Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să se întâmple în fiecare săptămână. Despre așa că dumneavoastră. Așa cum am mai avut situații când Consiliul Superior al Magistraturii și-a anulat cu o oră înainte ședința, am vrut să ne asigurăm că și astăzi nu se va întâmpla la fel. Altfel, noi ne bucurăm că dumneavoastră sunteți aici. Am vrut să fiți la această întâlnire și o să vă invităm și pe dumneavoastră și pe ceilalți reprezentanți ai presii la toate întâlnirile noastre. Doamna ministru e aici, da? Doamna ministru este membru al Consiliului. Da, și prima dată ați prezentat astăzi. Da, este aici. Vă mulțumesc, Consiliu.